Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât reluarea zborurilor către și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Persoanele care vin din aceste zone trebuie să stea 14 zile în carantină sau să aibă un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea în România. Zborurile au fost suspendate chiar înainte de Crăciun, pe 21 decembrie, pe fondul răspândirii infecțiilor cu noua tulpină de coronavirus. Vin și alte vești bune din regat. De astăzi a început campania de imunizare cu o Oxford-AstraZeneca, al doilea vaccin acceptat în Marea Britanie. Acest vaccin este relativ ieftin și nu trebuie păstrat la temperaturi la fel de scăzute ca cel de la Pfizer-BioNTech. Guvernul a fixat ca obiectiv vaccinarea a 2 milioane de persoane săptămânal. De șase zile, Marea Britanie registrează mai multe de 50.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.